Președintele Klaus Iohannis a avut marți o ședință de evaluare și prezentare a măsurilor care se impun, în condițiile în care România a intrat în scenariul 4, cu peste 2000 de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Au participat premierul Ludovic Orban și miniștrii implicați direct în gestionarea epidemiei COVID-19. La finalul întâlnirii, șeful statului a subliniat că măsurile de carantinare au fost necesare în Suceava și le-a transmis cetățenilor de acolo un mesaj de încurajare. Le-a solicitat totodată să respecte măsurile impuse de autorități. Încep cu un gând bun și o încurajare pentru suceveni. A fost nevoie de o măsură de carantinare pentru municipiul Suceava și comunele care înconjoară municipiul Suceava. Această măsură a fost luată la timp, a fost necesară, decizia autorităților este cea corectă. Dar, dragi suceveni, nu sunteți singuri. Suntem cu toții în gând alături de voi. Vom avea grijă ca tot ce este necesar pentru municipiul Suceava și comunele din jur să-și ajungă acolo. Însă, vă rog din suflet, respectați ceea ce autoritățile impun. Respectați normele de deplasare, respectați normele de igienă, respectați normele de distanțare socială. Nu ieșiți din casă decât atunci când este absolut necesar. Când vă întâlniți cu alte persoane, evitați orice contact fizic, nu vă dați mâna, nu vă îmbrățișați. Aceste măsuri sunt necesare pentru a vă proteja și pentru a îngrădi răspândirea virusului. Nu uitați, suntem alături de voi. Klaus Iohannis a transmis marți și un mesaj medicilor români, cărora le-a spus că sunt în prima linie a luptei împotriva COVID-19. Președintele țării a asigurat personalul din spitale că autoritățile depun eforturi pentru a le pune la dispoziție materialele necesare pentru a-și face meseria. Un gând bun și o încurajare vreau să exprim acum pentru medicii și întregul personal medical. Știm că vă este greu, dar voi sunteți în prima linie. Noi toți, românii, ne uităm la voi cu speranță, cu încredere. Sunteți linia de apărare a populației împotriva acestei epidemii. Știu că nu este simplu și știm cu toții că, din păcate, vor veni zile și mai grele, dar avem încredere în voi, iar noi, autoritățile, politicienii, vom face tot ce este necesar, vom face tot ce putem pentru a vă asigura materialele de care aveți nevoie, pentru a asigura materialele de protecție de care aveți nevoie. Chiar adineauri am încheiat o întâlnire de lucru cu premierul Orban, ministrul Vela și secretarul de stat Arafat de la interne, domnul ministru Tătaru, ministrul sănătății și a participat doamna ministru Alexandru de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Am discutat, evident, situația din Suceava și toți suntem conștienți de seriozitatea pasului care s-a făcut, dar suntem conștienți și de răspunderea noastră. Am discutat, pe urmă, situația din spitale și vreau să vă asigur pe voi, medici, personal medical, că noi ne facem treaba. Au început, vedeți, să sosească de peste tot, de unde s-au făcut comenzi, materiale de protecție, măști, halate de protecție, alte materiale. Lucrurile se mișcă, autoritățile s-au mișcat și acestea vor ajunge în cel mai scurt timp în spitale. De asemenea, am solicitat astăzi să se facă peste tot în spitale instructajul personalului și aceste lucruri se vor întâmpla. Am solicitat
celor responsabili ca maximă celeritate să lămurească alocările bugetare pentru spitale în așa fel încât să puteți să continuați achizițiile care sunt absolut necesare în această perioadă. Iată deci, autoritățile își fac treaba și vă rog pe toți să ne facem fiecare treaba așa cum se cuvine, iar fiecare român să respecte normele de igienă, normele de distanțare socială, așa cum au fost solicitate de autorități. În finalul ședinței, și asta vreau să subliniez, am discutat pe larg măsurile de protecție socială care se impun în această perioadă, plățile pentru șomaj tehnic care trebuie să vină la timp, plățile pentru șomaj care trebuie efectuate la timp, alte măsuri care se impun în cămine pentru bătrâni, în diferitele situații și, evident, am solicitat să ne ocupăm cu precădere de categoriile mai vulnerabile, unde vom aprofunda măsurile în zilele următoare. Dragi români, repet, respectați măsurile impuse de autorități, vă asigur, împreună vom trece peste această perioadă grea. Pe de altă parte, Ionel Paul Oprea a fost numit secretar de stat la Ministerul Sănătății printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicată marți în Monitorul Oficial.